Numele meu este Alex Varga și am urmat cursul complet pentru admiterea în barou. Am obținut 78 de puncte. Rețeta succesului, în opinia mea, este în felul următor. În primul rând, trebuie să știi ceea ce îți dorești să faci. Asta e cel mai important, adică ce vrei tu cu adevărat. Avocat, judecător, procuror sau notar. În al doilea rând, după ce ai ales, următorul pas este să știi de unde să începi, adică aici mă refer la materia necesare, la profesorii care să-ți spună ce se cere, ca să știi ce trebuie să înveți. Eu personal am fost foarte mulțumit de ce mi-a oferit Intensa, profesorii sunt foarte buni, te pot lua și de la zero, cum a fost în cazul meu, sau se pot adapta și la cei care au bază de cunoștințe juridice. Și al treilea pas, care e cel mai important, după părerea mea, aici depinde doar de tine și de cât de mult îți dorește acest examen. După cum spunea și doamna profesor Vasiu, acest examen nu este o simplă cursă, este un maraton. Am fost foarte, foarte mulțumit de acest curs, pentru că acest curs îți scade efectiv din timpul necesar pe care ar trebui să-l folosești pentru a avea o bază minimă de cunoștință. Și aici mă refer la materiale, la cerințe pe care le cere acest examen. Prima dată vei intra pe site-ul NBR, în cazul meu, pentru că am ales examenul de barou și te vei uita peste tematică. Vei auzi tot felul de păreri, de fiecare unde am învățat, unii din coduri, alții fișe, tratate și o să fie destul de greu ca să știi ce să faci. Din punctul meu de vedere, trebuie să ai pe cineva care să-și dea seama de persoana ta, ce vrea, adică ce cere persoana ta, ca să înțeleagă anumite aspecte. De exemplu, o carte a unui autor în care sunt explicate lucruri pe care nu le înțelegi foarte bine. Prima idee este să crezi în tine. A doua este să lupți pentru ceea ce îți dorești și nu, în ultimul rând, să fii împăcat cu tine că ai învățat, ai făcut tot ceea ce ai putut și orice s-ar întâmpla la examenul următor, mai devreme sau mai târziu, vei lua acest examen prin muncă și dedicare, dacă chiar asta vrei cu adevărat să faci. Din momentul în care am ajuns în acea sală de examen, am știut că va fi bine, pentru că am învățat foarte mult, m-am studiat enorm și mi-am zis că oricât de greu ar fi examenul ăsta, îl voi lua, pentru că eram foarte pregătit și aveam încredere în el. În alte condiții, nu cred că aș fi putut să spun așa ceva. E o mare, mare diferență între a te pregăti singur și a te pregăti cu profesori specializați în acest domeniu care urmăresc foarte minuțios tot ce s-a dat la examene precedente și pe ce se va pune accentul al următorului examen. Pentru cei ce se pregătesc singuri acasă, le pot spune doar un singur lucru. Să știi de la bun început ce se cere cu exactitate de la acest examen, ca să nu își irosească timpul. Aiure! Intensa.